În urmă cu 17 ani, aici s-a dezlănțuit un adevărat război civil. Românii și ungurii se descoperiseră dintr-o dată dușmani. Au murit 5 oameni și 300 au fost răniți. A fost cea mai mare dramă din istoria orașului și a aruncat România în preistorie. Astăzi, totul pare calm. Unii spun însă că adevărații vinovați nu au fost încă găsiți și că, fără dreptate, orașul nu își va găsi niciodată liniștea. La Târgu Mureș s-au întâmplat lucruri groaznice. În 3 luni s-a dat uitării Unirea Națională din Timișoara. Democrația nu poate fi decât una pentru toți. Motiv pentru care nu putem accepta ideea. Pentru minorități totul acum, iar pentru români încetul cu încetul pe măsura posibilităților. Corifeilor dictaturii, forțelor reacționare, prin subversiune socială, acțiuni fățișe, interpretări dușmănoase și instigare națională, le-a reușit încă o dată să manipuleze mulțimea, să creeze o atmosferă de încordare națională în țară. Facem de asemenea apel la oficialitățile Ungariei să dea dovadă de rațiune politică și luciditate, să evite declarații și luări de poziții care ar putea incita unele categorii ale populației maghiare din România la atitudini periculoase și care ar putea totodată să determine reacții ale populației românești tot atât de nedorite. Putem caracteriza situația actuală ca fiind calmă și pașnică. Desigur, tensiunile care s-au acumulat n-au dispărut, pentru că ele nu pot dispare așa repede. În 16 martie, o știre rompres punea România pe jar. Se relata că la o farmacie din Târgu Mureș a fost instalată o firmă bilingvă și că farmacia nu vinde medicamente decât maghiarilor. A doua parte a știrii era falsă. Oamenii nu mai știau ce este adevărat și ce este fals. Depindea ce fel de presă citești. Bună ziua! Dați-mi, vă rog, cuvântul liber și nepișag. Subtitlul ce și-a permis o farmacistă, adevărul din 17 martie 90, prelua o știre rompres în care anunța că în municipiul Târgu Mureș s-a înregistrat în cursul serii de vineri următorul fapt. Doamna Cormoci, șefa farmaciei numărul 28, a modificat firma unității, scriind-o în limba maghiară și afirmând că începând din acel moment, farmacia nu mai este deschisă pentru români, ci numai pentru cetățenii maghiari. Iar în 19 martie, din același ziar, aflăm că un număr mare de oameni s-a îndreptat cu ciomege și alte obiecte metalice spre locul unde își au sediile PNCCD, PNL și UDMR. Aici, unde erau postați și un număr mare de cetățeni de etnie maghiară, au avut loc altercații între cele două grupuri, soldate cu unele incidente regretabile și devastarea parțială a sediilor partidelor amintite, inclusiv spargerea unor geamuri. Și Tineretul Liber scria în 21 martie. În piața din fața primăriei au venit mai multe mii de cetățeni români care au manifestat împotriva pretențiilor exprimate de cetățenii de naționalitate maghiară. Dialogul a degenerat în jurul orei 18 în altercații și în cele din urmă într-o confruntare marcată de violențe, în cursul căreia zeci de persoane au fost rănite, unele aflându-se în stare foarte gravă. Tot în 21 martie, în România Liberă, citim un apel la rațiune, în care președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu, face apel la moderare, la ponderare, la înțelegerea necesității de a manifesta înțelegere față de pozițiile celorlalți, de a manifesta mai multă toleranță. Bilanțul de atunci al acestor confruntări îl aflăm din Libertatea din 22 martie. În cursul incidentelor de la Târgu Mureș au fost înregistrați 298 de răniți, iar 36 de persoane au fost spitalizate. Cifra reală a celor decedați este 3. Dintre aceștia, 2 au murit în timpul ciocnirilor directe, unul fiind lovit de o mașină la marginea orașului. Românii și maghiarii au versiuni diferite ale evenimentelor din acele zile. Să încercăm totuși o cronologie simplă. Pe 15 martie 1990, maghiarii din România aniversau Revoluția Ungară de la 1848. Sunt voci care afirmă că s-au scandat atunci lozinci antiromânești la Satu Mare, Sovata și Târgu Mureș. A doua zi apare cazul Farmacia 28. Știrea, deși pe jumătate falsă, a fost asimilată ad literam de tot restul presei. Pe 19 martie, orașul lua foc. Străzile Târgu Mureșului gemeau de lume. Maghiarii cereau separarea învățământului în limba maghiară de cel în limba română. Românii condamnau aceste revendicări. La data de 19 ianuarie 90,
FSN-ul județean, care avea o componență majoritară română, în unanimitate a votat ca liceul Papiu să redevină liceu pur românesc de la 1 septembrie, iar liceul Boioi pur unguresc de la 1 septembrie. Au fost distruse sediile PNL, PNC și UDMR. Pe 20 martie, taberele se îngroașă și se așează față în față. Românii lângă statuia soldatului necunoscut, iar maghiarii lângă catedrala din centrul orașului. Le veniseră ajutoare și unora și altora, țăranii din satele din împrejurim. A fost măcel și s-a stins abia pe seară, după mult întârziata intervenție a armatei. În ziua plecării la Mureș am fost la servici, la Iubdraimic am lucrat și pe urmă am auzit pe acolo zvonul pe acolo că e scandal la Mureș. Când venea ei către noi, când noi către ei? Ei cu bile, cu prăști, cu alea trăgeau oameni, cu sticle incendiare. Un mol cu ranga în cap, în partea stângă, când am mai făcut un pas, eram amestit un pic, și m-a lovit a doua oară în partea dreaptă, am făcut căzut jos. Și turnăm eu dat pe spate, n-am mai știut nimic de mine. Eram practic în plin centru acolo, într-adevăr, nu știam dacă e chiar ce se întâmplă. Nu înțelegeam, de-abia mai târziu am înțeles că ce s-a întâmplat. Credeți că această situație va continua? Noi nu vrem să continue, dar maghiarii au declarat aici manifestația la difuzor care este acolo că nu vor înceta această manifestație până când nu li se dă nu știu ce drepturi. Eu n-am înțeles în gurăște. Erau niște momente pe care le trăiam parcă aș fi fost într-un film de oroare. Dacă aveam pașaportul la mine, cu siguranță plecam. Pentru mine a fost sfârșitul lumii. Este limpede că s-a avut în vedere că acolo se va întâmpla ceva care trebuia bine mediatizat. A fost pregătit. Au fost pregătite ambele tabere. A fost ceva care s-a montat. Se știa că va fi ceva. Fuseseră anunțați. Au murit mai mulți oameni decât la Revoluție în Târgu Mureș. Da, au murit. 5 oameni au murit. La Târgu Mureș au murit 2 români și 3 maghiari. În acele incidente, dacă le putem spune. Sigur. Evident a fost un scenariu, pentru că, dacă mi-aduc aminte, în luna februarie nu făceam altceva decât veneam la Târgu Mureș săptămânal și încercam cumva să contracarăm acele informații care ajungeau trunchiate pe postul național. Când am trăit acele evenimente, normal că nu ne-am dat seama de această manipulare. Mureșenii simt că au fost manipulați, simt că, de fapt, adevărul este altul și că vinovații sunt alții. Le chestia asta cu aflarea adevărului devine de-a dreptul jenantă. Adevărul e cel pe care l-am trăit cu toții atunci. Și dacă nu se găsea această soluție rațională, politică, și este meritul și al CPUN-ului, unde erau reprezentanții tuturor forțelor politice, inclusiv dialogul cu UDMR-ul. În 20 martie, hodăcerii s-au urcat la autobuze și au plecat la Târgu Mureș. Auziseră că viața copiilor lor, aflați la studii, la oraș, este în pericol. Astăzi ei nu mai vor să vorbească despre cele întâmplate atunci. Le este teamă. Cum vă cheamă? Cofariu.
Vă doare capul? De unde ești? Din ce județ? Mureș. Cel mai cunoscut și mediatizat personaj al acelor evenimente a fost, fără îndoială, Mihaela Cofariu, omul care a și suferit cel mai mult. În anii care au urmat, aici, la locuința sa izolată din Isticeu, Ibănești, au venit președinți de stat și de partide, care au încercat să-l transforme, fără voia lui, într-un adevărat portstandard al românismului. Mihaela Cofariu, însă, nu vrea decât să uite și să fie uitat. Cazul Cofariu a fost readus în această perioadă în atenția publică. Motivul? Emiterea unui mandat de arestare european pe numele lui Barabás Chernev. Deși a fost găsit vinovat încă din 1992 pentru tentativă de omor asupra lui Cofariu și condamnat la 10 ani, Barabás nu a făcut nicio zi de pușcărie. Și asta pentru simplul motiv că la 2 zile de la emiterea mandatului, inculpatul era deja cetățean al statului ungar. Noul mandat european va reuși să-l trimită pe Barabás în spatele gratilor doar dacă acesta este adus în România până în luna iulie, când pedepsa lui este prescrisă. Cel care l-a apărat în fața instanței, avocatul Kinche Schelöd, a susținut o conferință de presă în care a reiterat pledoaria că nu Cofariu a fost cel bătut. Aflat în fruntea autorităților locale în urmă cu 17 ani, Kinches și-a dat demisia la presiunea Consiliului Județean, fiind acuzat de maghiari că este moderat și de români că este extremist. Pentru că avea informații că se încearcă învinovățirea sa pentru cele întâmplate atunci, Kinches a fugit în Ungaria, de unde a revenit abia după 6 ani. De atunci acuză justiția că nu a fost imparțială, iar pe liderii UDMR că au profitat de pe urma violențelor din martie. S-a făcut din Mihaela Cofariu martirul națiunii, toată lumea despre el vorbește, dar despre cei doi români care și-au pierdut viața, nimeni nu știe nici măcar cum i-au chemat. Numărul celor audiați atunci a fost de ordinul sutelor. În fiecare zi erau aduși muncitori de la întreprinderile din municipiu și puși să identifice atacatorii. Singura probă, o casetă video, filmată de un jurnalist străin. Pe baza acestei dovezi unice, au fost instrumentate 27 de cauze. 30 de persoane au fost trimise în judecată, iar alte 21 au cunoscut arestul preventiv. Printre cei închiși au fost 12 romi, 8 maghiari și un român. Maghiarii reclamă faptul că dintre toate dosarele finalizate, un singur român a fost acuzat, a primit un an cu suspendare. În orice conflict sunt agresori și victime. De data aceasta, agresorii au fost de etnie maghiară și normal ca persoanele pe care le-am cercetat și le-am trimis în judecată să fie mai mulți maghiari decât români. În acel conflict au fost 278 de victime, din care 190 au fost români și numai 88 maghiari. Deci, mai știu dacă au murit 3 maghiari? Da, au murit. În cazul ăsta ar trebui să avem 3 vinovați de partea românilor, conform unei aritmetici simple. Dacă mergem după o aritmetică simplă, numai că, v-am spus de la început, într-un conflict de asemenea învergură, nu s-a putut stabili cu certitudine autorul unei crime. Armata nu a intervenit decât în seara zilei de 20 martie. De ce atât de târziu? De ce a permis crearea unui adevărat teatru de război? Ordine cu forța nu era specifică momentului respectiv. Pentru că tocmai asta o căutau irredentiștii. Și dorea cu orice prilej ca să existe cât de cât o ațățare între militari și civili. De ce a intervenit armata atât de târziu? Armata trebuia să se interpună între insurgenți și să nu-i lase să ajungă la fazele la care s-a ajuns și care ne-au umplut de rușine. În general, în toată acea perioadă,
de violențe de stat, dar armata avea ezitări în general să mai intervină în vreun fel. Pentru că era amintirea recentă a evenimentelor din decembrie. Erați militar? Da. În armata română? Armata română, e normal. Cum de n-a intervenit armata decât în seara de 20 martie? În oprimit ordin. Am cerut de la colonelul Gambrea ca să intervină miliția și să intervine și să împiedice intrarea din nou a țăranilor din Hodac în Târgu Mureș. Ce s-a întâmplat în martie 90, după părerea dumneavoastră? Care a fost cauza acelor evenimente? Martie 90 și cauza lui martie 90 cred că trebuie căutată în București, unde zic eu că sunt cei răspunzători de ce s-a întâmplat în Târgu Mureș și de ce nu în România. Începând cu președintele CPUN-ului, domnul Ion Iliescu, cu aghiotantul dânsului, domnul Chirai Carol, care era vicepreședinte la CPUN. Dar evenimentele erau aici, aici s-a întâmplat totul. Dar cum vă explicați că atunci când s-au întâmplat, ne-au invadat sute de televiziuni? Mă gândesc că au avut informații precise vis-a-vis de un plan care s-a pus la punct în București sau în orice caz la nivel mai mare și care s-a finalizat în Târgu Mureș. Am discutat această situație în biroul CPUN-ului și am trimis o delegație reprezentativă. Cu toată modestia, îmi revine meritul de a fi pacificat situația de la Târgu Mureș, tocmai prin prezența în fruntea acestei comisii și prin măsurile pe care le-am luat acolo și prin felul în care am gestionat această situație tulbure. S-a format o comisie guvernamentală. Ei s-au întâlnit într-o unitate militară din Târgu Mureș și după această întâlnire a comisiei guvernamentale, dintr-o dată ostilitățile au luat sfârșit. Deci pe undeva s-a dat un ordin. Interesant. Retrageți-vă și nu s-a mai întâmplat nimic. Martie 90, evenimente specifice perioadei de atunci și actuale și a conducerii de atunci și a persoanelor care au gestionat treaba asta. La Târgu Mureș au fost văzuți în acele zile Gelu Voican Voiculescu, personaj cheie al evenimentelor din decembrie 89, și Virgil Măgureanu, un ilustru necunoscut la acea vreme. Care a fost rolul lor aici, nu știm. Știm însă că doar două zile mai târziu avea să se înființeze Serviciul Român de Informații. Ce căuta Virgil Măgureanu atunci la Târgu Mureș? Da, eu eram, ca să spun așa, și nu eram singur, plecasem cu un grup de sociologi ca să putem observa imparțial și obiectiv ce se întâmplă de fapt. Eu acționam în calitate de consilier al președintelui pentru problemele acestea de securitate. Noi am apărut după ce faza acută trecuse. Nu numai că am fost acolo, lucru care se poate verifica, ci am și redactat un material întru totul echilibrat și care îndemna la, să spunem, la calmarea spiritelor. Și dacă nu se întâmplă acest lucru, SRI-ul s-ar fi înființat mai devreme sau mai târziu. Serviciile acestea ar fi trebuit înființate încă de la jumătatea lui februarie, așa se și hotărâse. Nu există nicio legătură între prezența mea la Târgu Mureș și faptul că o săptămână mai târziu eram deja șeful serviciilor de informații. Puteau fi toți arestați, că aveam tabelele cu ei. Dacă am păstrat sistemul de informare, aveam informarea în fiecare dimineață precis. Eu n-am desființat nici poliția, n-am desființat nici organele serviciilor speciale, că dacă le-aș fi desființat, era mult mai grav. Adică vă referiți la securitate? Hotelul Grand, da. Hotelul Grand. Securitatea n-a fost desființată? Ea a fost desființată, a fost desființată teoretic printr-o decizie, dar a fost trecută în rândurile armatei române. Putem crede că acești oameni care până în 21 decembrie luptau oarecum și împotriva poporului român, brusc după 21 decembrie au devenit oameni cinstiți? Toți cei care depun jurământ și sunt militari, ei își îndeplinesc misiunea. La 17 ani după evenimente, oamenii politici spun că am asistat de fapt la un război al serviciilor secrete. Românii vorbesc despre ruși și maghiari care au încercat dezmembrarea Transilvaniei, un scenariu similar destrămării Iugoslaviei.
ziua de 15 martie a fost concepută ca o zi de manifestare puternică politică a revendicărilor de separatism în diverse forme. Și atunci se înregistrau vreo 10.000 de cetățeni ai ungari, sau mă rog, mai degrabă din afara țării, care au văzut pe la Satu Mare și apoi au venit spre Târgu Mureș, la Sovata, au fost câteva manifestări cu prezența inclusiv a unor turiști din afară. Deci... Au monitorizat aceste acțiuni? E posibil. Pentru că securitatea era desființată. Cine proteja informațional și contrainformațional România în acel perioadă? O altă conjunctură în care ne-am aflat, când nu aveam... Adică tot sistemul statal a fost prăbușit în decembrie 1989. Vorbiți de elemente externe. Despre acestea nu se face vorbire în raportul Comisiei de Anchetă care a fost dat publicității ulterior. Vă ținem la dispoziție un material scris în care toate aceste elemente externe sunt nominalizate. Aveți cunoștință că vreuna din persoanele care apăreau ca vinovate în raportul întocmit de SRI să fi fost deferită justiției, să fi fost condamnată? Dumneavoastră știți că o parte dintre cei care au fost instigatori au și fugit atunci de frica unor represalii. Cauza este precumpănitor externă. S-a tot vehiculat atunci, dar mai ales după aceea, în The Independent și în Politica din Praga, despre o anumită înțelegere Kohl-Gorbaciov. E, se pare că ceea ce s-a întâmplat acolo trebuia să preceadă iugoslavizarea și probabil că intenția era să se înceapă cu destabilizarea României. Am cunoștință de faptul că astfel de scenarii au existat și în legătură cu România. Că ele n-au avut și scenariile acestea... Făcute de cine, domnule profesor? În orice caz, de forțe a căror proveniență nu era în interiorul țării. Și cum de-au renunțat? Cum de-au reușit în cazul Iugoslaviei și în cazul unui n-au reușit. Atât de destrămat România, cum era România atunci, nu s-a reușit. Nu, România nu era un stat destrămat. Nu aveam servicii secrete, armata era șovăielnică. Cum de totuși n-au reușit? Oricum, România n-a fost niciodată stat multinațional expus în principal datorită acestui factor unor tentative de destrămare. Acolo a fost un teatru de război al serviciilor secrete, absolut, mai degrabă. Absolut, care au și convocat, au avut grijă să convoace toate televiziunile. Ne așteptam un Kosovo în România. Putea să se întâmple așa ceva, pentru că era aceeași stare de spirit și aceeași tendință a unor forțe extremiste care vreau să genereze asemenea stări de lucruri. Maghiarii vorbesc despre o intervenție a fostei securități, menită să legitimeze înființarea unui nou serviciu de informații pe structura celui vechi. Se pare hazardată și periculoasă o asemenea încercare de a pune pe seama unor asemenea structuri incitarea la asemenea evenimente. Este de un ridicol teza asta aparte, de un ridicol desăvârșit. Așa cum nu s-au putut croi alte structuri fundamentale ale statului democratic, fără legătură cu instituțiile anterioare, mă refer legături, în sensul că oameni din acele structuri au făcut parte și din Parlament, ca și din viitorul Serviciu de Informații și din alte structuri necesare statului care atunci se năștea. Actorii principali ai evenimentelor nu au dispărut. Cei care au vorbit de la acest balcon cred, unii dintre ei, că au fost manipulați, ceilalți arată acuzatori către partea cealaltă. Deși au trecut 17 ani, trecutul riscă să fie interpretat politic și propagandistic. Românii au venit în sprijinul României, ungurii au venit ca să-și ia Ardealul înapoi. Asta a fost. Cum de nu s-a demonstrat nimic până acum? Nu s-a dorit. De justiția nu s-a pus în mișcare. Nu s-a dorit. De către cine nu s-a dorit? De către puterea de atunci și de cele care au urmat. De exemplu, de ce comisia de anchetă nu a dus până la capăt investigația? Păi am dus până la capăt. Comisia care a fost trimisă aici n-a fost trimisă să rezolve problema numele adevărului, ci să șteargă urmele.
și a șters multe din urmele respective. Mai este necesară redeschiderea dosarelor? Unii ridică din umeri, alții pot băga mâna în foc că nu se va rezolva nimic. Cei mai mulți vor doar o viață liniștită. Atât. Le este rușine pentru ce s-a întâmplat atunci. Foarte multă vreme a fost preponderentă gândirea că redeschiderea dosarului sau judecarea lui la Procuratura Generală ar induce în societatea Târgu Mureșană și în Transilvania în general noi tensiuni în relația româno-maghiară și că morții cu morții, vii cu vii, cum se spune, să uităm, să lăsăm acest eveniment să dispară. Credeți că este necesară redeschiderea dosarului Martie Târgu Mureș? Precum au fost redeschise dosarele Revoluției sau Mineriadelor? Sigur, justiția poate să meargă pe mai bine, dar asta este esențial, pentru că asta poate să reincite stările de spirit ale vremii. Noi nu asta trebuie să căutăm. Credeți că mai este necesară redeschiderea dosarului Martie 90? Desigur, n-ar strica nimica, pentru că s-ar putea adânci și poate că acum, patimile fiind oarecum stăvilite, s-ar putea afla lucruri mai interesante. Credeți că adevărații vinovați pentru ce s-a întâmplat atunci au fost pedepsiți? Nu. E necesară redeschiderea dosarelor? La atâta vreme. Evenimentele care au avut loc le pun totuși pe seama politicienilor. Și nu e păcat că acești prezumtivi vinovați să nu fie deferiți justiției? Ba da, numai că faptele lor trebuiesc dovedite. Și nu merită încercat? Merită încercat. Dar mai e și următoarea treabă. S-a scurs atâta timp de la comiterea faptelor. Multe din ele sunt prescrise deja. Și sunt prescrise faptele cele mai grave, deci infracțiunile de omor. Deci nu este admis ca cei care fac fapte grave să nu fie trase la răspundere. Nu uitați că, de exemplu, cei care au săvârșit crime împotriva umanității la 90 de ani, dacă sunt găsiți, sunt trași la răspundere. Era vorba despre fapte grave. Nu cumva în viitor cineva să aibă tentația de a le repeta. Vă mai amintiți ce s-a întâmplat în martie 90 și dacă mai are vreo importanță ce s-a întâmplat atunci? Nu aș vrea să-mi amintesc, dar din păcate mi-amintesc. Am participat chiar și eu sper că în timp totul se va termina cu un gând frumos pentru fiecare. Credeți că mai are rost să se redeschidă dosarele, procesul? Nu cred. Nu cred că are rost. Cred că nimic n-ar fi. Mă consum degeaba. Este un lucru rușinos pentru noi ca popor, pentru țară, pentru toți oamenii de rând care aici trăiesc aici în orașul ăsta și îmi pare rău că s-a făcut o impresie așa de proastă. În asemenea cazuri nu poți lăsa justiția impasibilă pentru că e bine ca asemenea evenimente să nu se mai repete. Mai sunt și unii care încă luptă din răsputeri să li se facă dreptate. Alternativa rămasă este societatea civilă. Mulți vin la noi, indiferent dacă vin din zona Hodacului sau vin din zona... Încă mai vin acum. Încă mai vin oameni și ieri, de exemplu, a fost un om la mine cu astfel de problemă. A fost lovit în cap, are o rană care, practic o gaură în craniu și dorește să știe cine a stat în spatele acelor evenimente care au dus la rănirea lui. Dosarul este închis din 90. Dar sunt niște persoane care încă, cum să spun, nu sunt mulțumiți de această decizie a justiției. Deci ei așteaptă o, să zic așa, o judecată dreaptă. În urma schimbării domnului prim procuror Ilie Botoș, la data de 19 octombrie 2006, am revenit la parchetul general al României, de această dată la doamna prim procuror Laura Codruța Căveși, arătând ce s-a întâmplat, arătând ce răspuns am primit la scrisoarea noastră adresată anterior parchetului general și așteptând redeschiderea dosarului. Din octombrie 2006 nu am primit un răspuns. Acum 17 ani, la Târgu Mureș a explodat butoiul cu pulbere. Până la acea dată domina liniștea.
La fel și astăzi, doar că acum nu se prevestește furtuna. Oamenii susțin că evenimentele de atunci nu sunt repetabile. După martie 90, în primul rând, relația dintre români și maghiari s-a distrus complet. Dacă înainte am zis nu ne invitam reciproc la diferite evenimente, după 20 martie 90 nu ne-am mai salutat. Ei vedeau în mine un dușman, eu vedeam în ei un dușman. Trebuia să treacă luni de zile până când ne-am dat seama că nu noi suntem dușmani unui altuia, ci trebuie să înțelegem altfel această relație dintre noi. N-ați avut, să precizăm pentru telespectatori, sunteți maghiari, sunteți româncă? Da. N-ați avut discuții în casă atunci? Niciodată, nu ne-am pus discuții. N-ați făcut un pic de politică? Nu ne-am interesat în fiecare casă atunci se vorbea despre, numai despre Iliescu, despre Rațiu. Politica mai puțin ne interesează. Ne interesează să avem un trai decent, să ne putem înțelege și să putem merge înainte, pentru că trebuie să creștem niște copii. După aceste evenimente, aproape din fiecare familie a plecat câte o persoană în Ungaria. Nu din pentru fiecare că familie, aproape din fiecare familie din Târgu Mureș a plecat cineva. Românii și ungurii au murit de două ori împreună. În martie 90 și în martie 2003, când un elicopter smurd s-a prăbușit. 4 oameni și-au pierdut atunci viața. Boala nu diferențiază, iarăși, de ce ești sau de unde ești. Boala când vine sau accidentul când vine, nu selecționează pe nimeni. Câți români și câți maghiari sunt, aproximativ? Pot să zic că și proporția acum și ca medici rezidenți, angajați și ca asistenți și ca asta, suntem cam într-o proporție de 50-50. Da. De înțeles, nu pot să înțelegi conflicte de acest fel. Eu cred că suntem într-un timp și într-o epocă în care oamenii trebuie să se înțeleagă între ei. Și eu cred că viața omului este prea scumpă ca să o pierzi pe așa ceva. Au rămas ceva din tensiunea acelor zile? Credeți să mai simt? Nu cred. Eu știu foarte bine și ungurește și românește. La mine nu e cazul. Am în familie și neamuri unguri și români, la mine nu se pune problema. Niciodată n-am pus, nici între vecini, vedeți însă e unguroi că eu sunt româncă. Mai există astăzi tensiuni ca urmare a evenimentelor? Nu cred neapărat. Dar mai putea întâmpla astăzi? Nu, știți de ce? Pentru că nici ungurul de rând nu-i mai crede pe cei care i-au instigat în 1990. Orașul s-a vindecat, dar orașul are totuși, mai ales pentru cei care trăiesc în afara lui, un stigmat. Când se spune Târgu Mureș, toată lumea se gândește la un singur lucru, la evenimente din martie. Credeți? Da, și cred că este neplăcut. Acest lucru noi îl trăim aici, mai ales prin faptul că până nu de mult, poate un an, doi în urmă, eram pur și simplu evitați de investitorii serioși. Cei din regat aud altceva despre noi și fac o părere proastă că în Ardeal sunt unguri, gata, vin, ne bubuie, dar nu este așa. Noi ne înțelegem pe stradă, ne salutăm, servus, ce faci, micinal, fiecare vorbește pe limba lui și ne înțelegem. Ar fi interesant să se scrie despre ce s-a întâmplat atunci în cărțile de istorie. Cred că e necesar, fiindcă dacă eu nu știu, atunci trebuie să se scrie despre aceste lucruri. Ce vă simțiți mai mult, români sau maghiari? Sincer, români. E unul. Roxana? Da. Să nu se supere în premieră, toată. Da. Păi români. Și în zilele alea am lucrat cu românii, că eu sunt ungurate, dar între noi nu a fost absolut nimic. Și ne-a părut rău. Și încă ne-am simțit așa puțin rușine unul față de altul ce s-a întâmplat. Că nu de la noi, de la ăștia de jos s-au pornit toate povestea asta, 100%. Istoria a demonstrat că în aceste părți ale Ardealului trecutul nu este uitat niciodată. Contează însă cine îl povestește și mai ales cum va fi scris în cărțile de istorie.